Emoții uriașe pentru elevii care au absolvit clasa a 12-a. Examenul de bacalaureat începe astăzi cu prima probă la limba și literatura română. Îți mai aduci aminte ce ți-a picat la subiectul 3? Parcă întâia noapte de dragoste... Mi-a picat basmul. Basmul? Da, a fost bine. Și ai fost bine, ai luat 10, da, nu? Da, nu, 10, dar 9,50 și ceva. Și eu, 9,50. Le ținem pumnii strânși studenților de astăzi. Peste 155.000 de candidați s-au înscris la această sesiune. Alexandra Bucuroi este la un liceu din capitală și vine cu mai multe informații. Alexandra, bună dimineața, te ascultăm. Bună dimineața tuturor! Este într-adevăr o zi plină de emoții pentru absolvenții clasei a 12 și asta pentru că vor avea un examen cu totul diferit față de anul trecut. Elevii vor fi triați epidemiologic și trebuie să ajungă în sala de examen până la ora 8:30. De la ora 9 vor primi subiectele la limba și literatura română și au timp să le rezolve preț de 3 ore. Mâine va avea loc proba la limba maternă, iar miercuri proba obligatorie a profilului, urmând ca joi elevii să susțină proba la alegere a profilului. Pe data de 30 iunie se vor afișa și rezultatele. Candidații vor primi un cod unic, va fi tipărit pe listă doar cu media și cu nota fără numele lor. Peste 155.000 de absolvenți s-au înscris la această sesiune. Ce măsuri împotriva coronavirusului trebuie să respecte în sala de examen? Aflați în materialul următor. La intrarea în liceu, elevilor le va fi măsurată temperatura. Dacă au mai puțin de 37,3 grade Celsius, atunci ei vor primi măști de protecție și dezinfectant pentru mâini. Mai apoi, ei vor putea intra în sala de examen. Sunt reguli stricte pe care fiecare absolvent de liceu trebuie să le respecte. Intrările, ieșirile și sensul de deplasare pe coridoare vor fi semnalizate și dezinfectate frecvent. De asemenea, în școli sunt afișate și mesaje de informare despre normele de igienă, menite să previne infectarea cu noul coronavirus. Odată ajunși în clasă, elevii vor găsi, în unele școli cel puțin, astfel de panouri de plastic menite să prevină răspândirea virusului în timpul examenului. Cu toate astea, elevii nu scapă de obligația de a purta masca de protecție pe tot parcursul probei. Este primul an în care este prevăzută o a doua sesiune examenului de bacalaureat pentru elevii care nu se pot prezenta la probele scrise dacă au febră sau simptome specifice noului coronavirus. Sesiunea specială va începe pe 6 iulie. Emoții.